A fost o dimineață pe care greu o vor uita reghinenii din zona centrală și a cartierelor Libertății Iernuțeni, unde explozia la o locuință de pe strada Terasei s-a auzit cu intensitate în jurul orei 8:30. Casa a fost grav afectată, iar la interior se aflau 3 persoane care au fost salvate la timp de intervenția pompierilor reghineni. O vecină a văzut că iese fum din casă și a sunat la 112, apoi a auzit explozia, spune fiica acesteia. Am înțeles că a sunat mămica de 3 ori la 112 și au venit pe urmă pompierii și au explodat. Deci altceva mai mult nu știu să vă spun. Ce a văzut ea? Ce a auzit? Fum. A văzut fum? Fum. Și a sunat repede, dar în momentul ăla a și explodat. Deci mai mult nu știu. Știu că e în șoc și am venit repede de la serviciu să vedem ce-i. Cine locuiește în casă? Câte persoane? Patru. Patru persoane. Da. Și jos este, era tatăl proprietarului handicapat, pe ăla l-a dus, salvarea, nu știu, și Dorina iară-i dusă, pe bărbat l-am văzut aici, mai înainte, afară. El, nu, mai mult... Mama dumneavoastră văd că e în continuare în stare de șoc. Da, de am venit de la lucru, că m-a sunat și n-am înțeles nimic ce-o zis și am fugit repede să văd ce-i. Nu, și am venit acasă, când au întâmplat aici. Ce părere aveți de ce s-a întâmplat? Pagube are destul mare. Și la mine coperișe o rupt o tetă, ăla și ne plătește. Avem 3 victime, una de cod galben și 2 de cod verde. Cea de cod galben a fost transportată la unitatea de primiri urgență pentru asistență medicală ulterioară și alte investigații. Cea de cod verde a fost și ea, una dintre cele 2 de cod verde a fost și ea transportată la spital de echipajul SMURD. A treia victimă, tot de cod verde, a refuzat transportul. Intervenția nu este deloc una ușoară, așa cum se poate vedea și în acest moment în spatele meu, deși pompierii reghineni acționează de peste 40 de minute pentru stingerea incendiului. În continuare iese fum, iar pompierii fac tot posibilul pentru a elimina toate posibilele surse de incendiu. Acțiunea beneficiază de colaborarea echipelor de la distribuitorul de gaze naturale și de la Electrica. Aceștia au sistat utilitățile în zonă pentru a împiedica producerea unui dezastru. Cauza care o avem momentan, e probabilă, este o explozie urmată de un incendiu, bineînțeles. Deocamdată incendiul este localizat, nu există pericol de propagare, lucrăm la lichidarea lui. La locul solicitării a fost trimis detașamentul de pompieri Reghin, care a intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Pompierii spun că în urma exploziei a fost distrusă casa în proporție de 90%. În continuare se cercetează cauza producerii exploziei de către o comisie formată din reprezentanțe instituțiilor cu atribuții în acest domeniu.